oamenii merg la psiholog, spun că nu mai suportă felul în care sunt conduși și păstoriți de către politicienii pe care i-au ales. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Audiența. Dacă oamenii nu mai suportă viața, ritmul de viață pe care îl iau, pe care îl au din cauza politicienilor, le-a venit și rândul politicienilor să treacă pe la psiholog. Asta o să facem noi în această seară cu psihologul Monica Lăceanu. Bună seara, doamna Lăceanu, mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți în platou pe un subiect delicat. Zic bună eu. Seara și dumneavoastră și telespectatorilor, mulțumesc pentru invitație și e o provocare. E o provocare și pentru mine e o provocare și o mare curiozitate să discut cu un psiholog despre politicieni, dar și despre electoratul care îl aruncă acolo în vârf, da? Să facă el ce vrea până la urmă. Că asta este o trăsătură generală. Se văd acolo și uită ce au promis și interesul propriu primează. Totuși, înainte de orice, înainte de a fi psiholog, sunteți giurgiuveancă, da? Trăiți aici, munciți aici și vreau să vă întreb dacă simțiți o tensiune în ultima vreme, pentru că eu o simt. Da, să zic că poate din cauza faptului că fac parte din presă, da? Și am mai mult acces la informații. Dumneavoastră simțiți o tensionare a atmosferei, o încordare a oamenilor politici în ultima vreme? Din păcate, da. Deci nu mă înșel. E un lucru care se simte, nu. Pentru că și noi avem acces la informația oferită de dumneavoastră, de către jurnaliști, și fiind lucruri care ne privesc, evident le urmărim și, din păcate, nu numai că se simte o tensiune, dar a coborât atât de mult nivelul la care se discută și nivelul la care oamenii, chiar cu funcții politice, își dispută anumite lucruri, încât, după părerea mea, începe să fie îngrijorător. Asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, din păcate, trăim niște vremuri în care decizia politică are consecințe asupra vieții și destinelor foarte multor oameni. Și din acest motiv, oamenii sunt extrem de interesați în permanență de evoluția situației politice, de evoluția relațiilor și constată toată dinamica relațiilor dintre ei, inclusiv aceste tensiuni. Și de ce să nu remarcăm că tot am ajuns la momentul actual, deja o campanie electorală precoce, să zic așa. Am senzația că parcă s-a intrat modul în care se discută, mă face să cred că s-a intrat în campanie electorală. Da, ne întoarcem pentru că, într-adevăr, așa spun și eu, așa simt și eu și nu doar eu. Totuși, care-i miza acestei campanii electorale precoce, cum ați spus, și cum au constatat-o cu toții? Cred că miza este, și dați-mi voie să spun, și iertată să-mi fie franchețea cu care am să exprim în seara asta, nu opiniile personale, ci mai degrabă opiniile formulate în urma lucrurilor, informațiilor pe care le studiez și a background-ului pe care l-am ca și psiholog. Dați-mi voie să spun decât că constat la nivelul orașului și județului că nu există om politic care să fie respectat pentru faptul că are un ideal politic, fie el și derizoriu. Personal chiar l-aș respecta. Din păcate, dacă fac așa o analiză și mă uit de la stânga la dreapta și invers, nu găsesc niciunul dintre politicienii de la nivelul comunității noastre pe care să-l respect pentru acest motiv. Și nefiind tendențioasă, neexistând un ideal politic, acest aspect lasă loc la interpretări. Atunci înseamnă că motivul pentru care ține neapărat să ocupe niște funcții girate politic este cu totul și cu totul altul. Și din păcate, indiferent cât am vrea să credem sau nu, toată
presa în ultimele luni a venit să întărească bănuielile noastre că există oarecare interese financiare și materiale destul de consistente în zona politică. Repet, nu acuz, nu arăt cu degetul, dar lipsa unui ideal politic și faptul că mai direct așa se culcă într-un partid, se trezesc în altul, ne lasă loc la interpretări și ne face să ne întrebăm oare care este cauza pentru care ține neapărat să ajungă în niște funcții de conducere sau strict în frondes cu zonei politice. Este giurgiuveanul dezorientat? Vi se pare dezorientat pentru că așa este. Văd astăzi un articol, mâine un alt articol, care poate scris de același autor, dar îl contrazice pe primul. Ce să creadă? Este foarte dezorientat, în primul rând, și este foarte dezamăgit și afectat. Am spus un pic mai devreme și revin. Din păcate, ceea ce nu ar trebui să se întâmple, decizia politică, și nu trebuie să ne ascundem după deget că este, cum să spun, este la modă în tot ce înseamnă comunitățile locale și la nivel central, decizia politică este implicată în absolut tot, inclusiv în ocuparea sau neocuparea unui loc de muncă. Și atunci omul, pe lângă faptul că este dezamăgit, și e posibil să fie dezamăgit, pentru că în momentul în care votează pe cineva, investește niște așteptări care s-ar putea să nu corespundă. Deci evoluția persoanei respective s-ar putea să nu corespundă așteptărilor lor și asta este normal. Dar de la această nemulțumire, care ar fi normală, și până la faptul că datorită deciziei politice, datorită acestor mișcări politice, datorită orientărilor și a tuturor acestor lucruri care se fac în politică, pe agenda de pe masă sau pe cea de sub masă, că trebuie să spunem și acest lucru, viața lor le este afectată. Viața lor, viața copiilor lor, viața familiilor lor. Da, vi se pare că sunt reale aceste tensiuni despre care tocmai am vorbit? Rezultă în urma unor acțiuni sau sunt create artificial aceste tensiuni? Sunt situații și situații. Sunt momente în care sunt create artificial și vreau să spun că unii dintre ei încearcă și mă amuză foarte tare, și nu numai pe mine, cred că pe mulți oameni care obișnuiesc să privească lucrurile în profunzime, faptul că încearcă să folosească manipularea sau anumite tehnici ale manipulării, care să spun așa, manipularea care de fapt este o știință și care se folosește, se utilizează în general în politică, dar numai anumite tehnici ale ei. Aici se folosește într-un mod grosolan. Da, stăpânesc ei? Nu, nici departe. Tehnicile manipulării? După părerea mea, nu. Și le folosesc într-un mod grosolan și le folosesc la, cum să spun, extrem de evident. Și atunci creează tot felul de situații, atunci atrag atenția sau încearcă să distragă atenția asupra unor lucruri, dar ceea ce este neplăcut este faptul că se depășește limita și nivelul acceptat în aceste posturi. Deja se coboară nivelul de discuție, deja se accentuează starea de tensiune și chiar un soi de agresivitate verbală. Și cred că nu spun cuvinte mari în momentul ăsta. Și ceea ce țin să spun că îi cam descalifică ca și persoane, ca și oameni politici, ca și oameni care sunt în tot timpul în atenție, să zic așa. Da, un cabotinism din ăsta. Categoric. Da, facem orice, ne comportăm în instituție ca și cum ar fi sufrageria noastră și cotodăcim. Da, este un fenomen pe care îl constat de niște ani buni, atât la nivel central cât și la nivel local, și chiar mă amuză foarte tare și la un moment dat am formulat ceva de genul: am senzația că li se schimbă și metabolismul. Cum? Deci efectiv nu mai recunoști persoanele în momentul în care sunt într-o funcție numită, aleasă, nu contează cum, au un fel de a se purta cu cei din jur și cu... Care de altfel îi cunoșteau? Categoric. Care îi cunoșteau și care li se adresau într-o anume manieră, care aveau o părere despre ei, care aveau niște așteptări de la ei. Aproape toți
dar aproape toți, și de asta am spus, cred că se întâmplă ceva pe scaunele alea scumpe sau, mă rog, așa, aproape toți au același tip de comportament. Dar marea problemă este că se situează în partea opusă a ceea ce au promis sau și-au propus să facă. Hai să nu fiu rea și tendențioasă, că poate totuși au propus. De cele mai multe ori se situează în această postură. Este adevărat ce spune și au constatat-o cu toții, ce să mai vorbim până la urmă. Și, dar să știți că am văzut și politicieni care nu s-au schimbat, am văzut și politicieni sincer, nu știu cum să spun, îmi amintesc că l-am avut în platou pe domnul Marin Anton, care a spus: n-am făcut nimic. Bine. Da. Acum, accese de sinceritate. Da, sunt tot cu un scop. Da, hai să-l alegem, că uite ce sincer e. Și e atât de sincer și omul în general caută similitudinile omului pe care îl votează cu omul de rând și cu omul comun și așa. Și aș mai vrea să vă spun ceva. Cred că le spunem foarte mult, cred că e un cuvânt destul de pretențios, politician. Eu nu văd în jurul meu și nici la nivel central persoane cu carieră politică. Cariera politică, și dacă ne gândim în istorie la cum a apărut politica, că în politică erau oamenii de elită, elită intelectuală, elită, oameni cu bani, oameni cu situație, oameni care a priori erau liderii celorlalți și a priori erau în măsură să reprezinte interesele, să-i ajute pe ceilalți când le era greu, oameni în care comunitatea avea încredere. Deci cam asta a fost la debut ideea de politică. Bine, acum politicianul sau cine dorește să devină politician asociază titlul, funcția cu mă îmbogățesc, da? Bine, sunt și politicieni care nu se îmbogățesc în politică. Da, nu trebuie și fug întotdeauna de generalizare, pentru că nu este corect să facem acest lucru. Despre orice din păcate sunt foarte puțini, asta este ideea. Din păcate sunt foarte puțini. Și revin și spun că s-a depreciat foarte, foarte mult pentru că, având în vedere totuși sutele de ani de istorie de când politica guvernează țările din lume, evident că s-a dezvoltat și știința legată de tot ceea ce înseamnă politică. Ce spune? Și cariera politică implică să știi foarte, foarte multe. Chiar dacă nu ai o pregătire inițială, o formare de bază din acest punct de vedere, dar în momentul în care ai decis să ocupi o funcție politică, trebuie să-ți consolidezi studiile, să te formezi, bine, în orice domeniu ești obligat oarecum la o formare profesională continuă, trebuie să te formezi și să-ți aduni toate informațiile necesare dacă vrei să faci din asta o meserie, pentru că au pretenția cei mai mulți și... poate că e normal așa, având niște mandate în Parlament, având niște ani în care girează niște funcții publice, deja este, am putea spune, o ocupație. Și atunci este absolut necesar să știe foarte multe informații despre ceea ce înseamnă politica în sine, despre care sunt ca un soi de fișa postului. Ori această știință a evoluat extraordinar de mult și dacă este să facem, și mi-aș dori să facem un screening vis-a-vis de ceea ce scrie în literatura de specialitate și să las telespectatorii să compare cu comportamentul, atitudinea manifestă, prestația politicienilor, ca la nivel local, ca la nivel central mi-este tot una. Dacă este să privim în literatura de specialitate, din punctul acesteia de vedere, în viața politică românească nu se respectă absolut nimic. Adică, mai pe românește, regula e că nu e nicio regulă. Și aș pleca în primul rând de la faptul că este precizat în literatura de specialitate faptul că este obligatoriu principiul politeții. Deci este descris așa, cum vă reproduc textual. Principiul politeții, diplomației, pe care politețe înseamnă
felul în care te adresezi și neformularea unor cuvinte jignitoare la adresa interlocutorului tău, nu neapărat de discuție, a persoanei la care te adresezi, evitarea manifestării unor emoții negative, exprimărilor, evident, un anume limbaj verbal, non-verbal și paraverbal corespunzător, deci nu omul vorbește cu tine în platoul ăsta de pildă și pentru că acum suntem în partide diferite, ne uităm unul la altul, ne uităm pe tavane, asta este o formă de respect care este obligatorie. Formularea unor caracterizării favorabile mie sau partidului din care provin sau formațiunii politice în defavoarea celuilalt. Deci cam astea sunt regulile de bază, din câte mi-amintesc, ale principiului politeții, care este obligatoriu. Deci este descris, dacă cineva deschide, are curiozitatea să deschidă, ceea ce înseamnă regulile discursului politic, să zic. Așa, pe cine la o minimă... ați văzut să se plieze pe principiile astea, doamna psiholog? Dumneavoastră. Aveți un model de politician român? Nu, din păcate niciunul dintre ei nu întrunește condițiile pe care ar trebui să le întrunească din acest punct de vedere un politician. Așa pe bucățele, ca oameni, ca manifestări în anumite momente, ca prestanță, apreciez personal, dar nu personalizăm discuții. Este părerea mea personală ca om. Nu este părerea psihologului Monica Legeanu. Însă ceea ce pot să vă spun este că mă uit cu mare plăcere la confruntările politice și la întreg sistemul electoral și a debutat acum deja american. Este una dintre zonele și în Europa sunt multe țări civilizate în care este o mare plăcere, foarte mare plăcere să te uiți, să analizezi, să studiezi, să urmărești confruntările politice și nivelul ridicat la care se desfășoară aceste confruntări. Și atunci încercăm și noi măcar să ne, cum să spun, nu neapărat să ne ar trebui să fie un model de inspirație pentru cei care, repet, aspiră, își doresc. Ei își doresc, ei candidează. Atunci trebuie să oferi ceva, atunci trebuie să oferi mai mult decât ceilalți, atunci trebuie să te porți într-un fel anume. Deci plecând de la acest lucru simplu, principiul politeții, toată categoriile telespectatorii noastre, dacă analizează un pic, o să se gândească că nu îl regăsesc în marea majoritate a discuțiilor dintre politicieni. Nu există așa ceva. Așa este, dar ce spune Giurgiu Veanul, care e șomer, care n-are ce pune pe masă și asistă la încrâncenarea asta? Este un, pe de-o parte, un motiv de mare, mare dezamăgire pentru el, pentru că, exact cum spuneți, pentru el prioritatea vieții este ziua de mâine, este soarta copilului lui, este destinul familiei lui și asistă la un circ. În egală măsură însă, cei care au această prestație pierd, pentru că își dă seama că acești politicieni nu sunt deloc preocupați de ceea ce ar trebui să presupună funcția respectivă, nu sunt preocupați de soarta lui și atunci analizând această situație, omul începe să devină conștient că ajungem aici, începe să devină conștient de importanța lui în procesul de vot. Importanța lui ca și elector și importanța electoratului. Totodată ați văzut că același om care n-are o ocupație stă pe Facebook și politicianul care latră îl atrage pe omul ăla într-un război care nu este al său, adică vedem și pe Facebook-ul ăla o încrâncenare, e așa. Da, este un... E un fenomen. După părerea mea, Facebook-ul ca și modalitate de comunicare nu are ce căuta în politică. Este un spațiu de comunicare. Instrument principal. Foarte, foarte neplăcut să constat. Este un spațiu de comunicare destinat socializării, destinat persoanelor de o anumită vârstă, destinat unor aspecte ale vieții pe care vrem să le comunicăm. Nu cred că politica și aspectele politice, cu atât mai mult confruntările de genul sau poziția
unui politician, ca să nu mai spun felul în care iese și ceartă pe diverși acolo, că dacă tot e liber și nu poate nimeni să te contrazică și așa, mi se pare cu totul și cu totul nepotrivit. Toate comunicările, toate discursurile, tot ce are de spus din punct de vedere politic, da, văzut se că de la centru într-un cadru. Se... Da. De la centru. Primul ministru, ia uite ce a zis pe Facebook. Preau agențiile de presă, prea toată mass media, adică mie mi se pare... Da, cred că ar trebui aici un pic taxat și să vedeți că până la urmă electoratul are să facă treaba asta, că pare o treabă destul de neserioasă și... Credeți? Electoratul este călare pe Facebook. Da, dar vreau să vă spun ceva și să atrag atenția că deja electoratul s-a schimbat. Alegerile electorale din noiembrie 2014... ar trebui să fie un semnal puternic de alarmă pentru politicieni. Deja generația s-a schimbat. Deja cei care votează sunt generația celor care au plecat din țară și care au reușit afară. Practic, cred că sunt vreo două generații, și cei mai în vârstă, cam de generația mea, și cei de generație mai tânără, care au și făcut studii acolo, sunt generația celor care au preluat sintagma americană I can do this. Și deja s-au maturizat, și când spun maturizare sau imaturitate, nu mă refer la patologie, ci mă refer la faptul că procesul electoral și democrația la noi sunt foarte, foarte timp, foarte, foarte, foarte cum să spun, tinere ca și proces. 25 de ani în istorie nu înseamnă practic nimic. Cred că a fost un semnal de alarmă. Și deja și au atras atenția faptului că au început să sancționeze lucrurile în locul lor. Și cred că perioada asta și manifestările pe Facebook vor avea așa o perioadă de timp, după care dovedindu-se că o chestie total neserioasă și care nu manifestă încredere și care nu este utilizată așa cum a plecat ea și tot de la Obama și de la staful lui în ideea strict de socializare și de apropiere de elector, pentru că practic așa a plecat, nu să ne certăm și să ne dăm replici și să, cum să spun, să fim reactivi și să spunem noi, să punem punctul pe i față de ăla care m-a supărat sau uita urât la mine. Nu. În momentul în care se va dovedi că practic este o chestie neproductivă, cred că vor fi sancționați politicienii și din acest punct de vedere și cred că și media nu o să mai dea atâta importanță la ceea ce a spus nu știu care pe Facebook. Pe Facebook este treaba lui. E ca și cum aș avea un microfon la el în casă și mă interesează ce spune particular. Mă interesează mai puțin. Pe mine mă interesează ce spune în spațiu public. Categoric. Se presupune cel puțin că ceea ce spui în spațiu public e asumat. Da, este asumat și Facebook-ul este considerat spațiu public. V-ați gândit sau, nu știu, dumneavoastră știți mai bine, psihologii, ați alcătuit așa cât un profil la caracteristic fiecarei tipologii, da? Vă văd zâmbind, vă amuzați. Da, profilul politicianului român, politicianul care atacă, politicianul lăudăros, politicianul care se victimizează, politicianul atacat, fără reacții, politicianul politicos. Da, există foarte multe tipologii și am zâmbit de foarte politicien, tare. De politicien v-ați ocupat dumneavoastră? Nu, nu dumneavoastră personal, dar a fost tratat, nu? Da, și știți că începuse unul dintre posturile naționale o emisiune cu un regretat psihiatru. Da, care din păcate s-a dus înainte de vreme și un profesor și un specialist extrem de bun și ca om și un om foarte carismatic. Da. Și care ardeam de nerăbdare să-i văd era analizele și pentru mine, da. Și exemplele. Să-i văd analizele și exemplele și era mult mai relevant pentru faptul că este psihiatru și se ducea mult mai în profunzime, spre patologie, așa, da. Avea, cum să spun, calitatea, nu că noi n-am ști, dar dumnealui avea calitatea să se ducă foarte profund în patologie și, din păcate,
este o zonă în care lucrurile ar trebui să fie foarte serioase, extraordinar de serioase. Și din singura rațiune că tot ceea ce se întâmplă sunt niște ani din viața unor generații și dacă suntem atât de lipsiți de maturitate încât viața noastră proprie, viața generației noastre să ne intereseze mai puțin, vine vremea să ne gândim la viața, la destinul și la viitorul copiilor noștri. Și din acest punct de vedere, nu vreau să spun decât atât. Dacă ne uităm la Giurgiu, este un oraș în care copiii nu au loc, indiferent ce ar face, și totuși în țară se descurcă foarte greu și este un exod masiv al tinerilor către țării civilizate, către țări care le permite să muncească, să se dezvolte și să trăiască așa cum trebuie. Ați spus că la Giurgiu copiii nu au loc. Păi și să nu-ți fie rușine să te manifesti și să faci spectacolele alea când orașul este în halul în care este? Există. Nu mai avem școli, nu mai avem profesori, nu mai avem... Nu există locuri de muncă, nu există ofertă pentru tineri, adică marea majoritate, dar absolut cred că e un procent covârșitor de tineri care pleacă către studii în țară sau în afară, după care nu se întorc, pentru că piața muncii, din punctul meu de vedere, sau atât cât sunt eu în măsură să cunosc, piața muncii este închisă în oraș. Ori acum ne apropiem cu pași repezi de următoarele alegeri și suntem obligați să ne reamintim ce ni s-a promis la alegerile trecute și să comparăm pur și simplu cu ce ni s-a oferit. Și repet și revin, că pe om știți cum este, apropo de faptul că dacă nu-l sensibilizez cu privire la el, îl sensibilizez categoric vorbind de copilul lui. Asta se întâmplă foarte, foarte frecvent. Și ar trebui să gândească din acest punct de vedere, pentru că toți acești, și revenim la patologie, în politicianul român, dacă este să facem o paralelă sau să punem într-o parte calitățile, într-o parte defectele, ca să nu mai zic potrivirea cu această ocupație, pentru că orice ocupație în România are o psihoprofesiogramă, are un soi de, știu eu, aptitudini, abilității, să nu mai spunem studiile necesare, da? După care te încadrezi, să dau fel și fel de examene. Dumnealor sunt selectații strict după niște criterii care nu mi se par foarte, foarte valorice, da? Deci criteriul politic, criteriul apartenenței politice, că până la urmă eu personal nu văd un alt criteriu. Și nu se încadrează decât, dacă vrem să facem o tipologie și să ne distrăm efectiv, da, politicianul român, poți să găsești politicianul român victimă, deci permanent, cu tendințe de atribuire externă, deci indiferent ce s-ar întâmpla, el nu este de vină. E contextul, e partidul de la guvernare, este... De ce așa? Dacă este să răspund, cum să spun, bref, așa cum ești obligat să spui adevărul, fără să gândești foarte mult, este că nu au valoare proprie intrinsecă. Și atunci sunt obligați să se comporte într-un anume fel ca să-și atingă un soi de interes personal și nu are ce să ofere. Și chiar citeam de curând un studiu care m-a distrat foarte tare vis-a-vis de discursul politic la noi, în România, în spațiu public, care suna cam așa. Ce să spui când nu ai de spus nimic? Dacă analizăm discursurile majorității, în afară de a-și arunca unul altuia și de a ajunge la un nivel de discuție total suburban uneori, cei mai mulți nu spun nimic. Deci, politicianul victimă care în permanență are o problemă. Oricine este... Și să nu uităm că se ajunge... Iată, cineva ne-a trimis o clasificare. Clasificare. Mincinosul, prefăcutul, insidiosul, hulpavul și nesătulul.
Da, această tipologie amuzant. O regăsim și în personalitățile patologice, ca să zic așa. Ne întoarcem la ce spuneați mai devreme. Da. Pe de altă parte, este politicianul care, persoana care se pricepe la toate. Deci îl regăsești oricând, oriunde, vorbește despre toate și nu spune nimic, că mă întorc la studiu pe care l-am citit. Și nici nu care face nimic. Absolut, nici da. Nu face nimic. Veșnic are replică la orice, are explicații pentru tot ce se întâmplă și are eventual un debit verbal, ca să nu mai spun și tonul, destul de ridicate și de înalte, considerând că așa domină o discuție. Poate o domini pe moment, dar mă sigur cel care se uită la tine își creează propria impresie și vede că de fapt nu spui nimic și că nu este nimic în afara, în spatele a ceea ce spui. Și aceștia de regulă sunt trimiși prin platourile de televiziune să dea replica celorlalți din altă partid. Pe de altă parte, este politicianul pe care nu-l vezi, extrem de discret. Și acum raiduri, ca să zic așa între ghilimele, dar nu vine cuvântul, ale DNA-ului, au scos la iveală așa o parte da, dintre ei. Câteva fețe. Pe de care la care nu vezi, te-ai fi aștepta. Și care nu ne-am fi așteptat să fie de niște ani buni în politică, pentru că nu i-am văzut. Nu mai zic că n-am văzut ce au făcut. Care au avut grijă în anii ăștia să-și facă fel și fel de afaceri, combinații, niște lucruri la care nu te-ai fi gândit sub nicio formă, nici măcar că există, dar aminte că ai pârghiile și posibilitățile. Să-și ia câte o bucățică din țară, așa. Am văzut că... Da, din păcate, dacă este să, cum să spun, să ne gândim la sume, bucățicile sunt cam mari. Deci, dacă stăm să ne gândim și trebuie să fim conștienți că noi, ceea ce ni se oferă este vârful icebergului. Deci, ne gândim cu groază ce-o fi până jos și ce-o fi de la nivel, până la nivel local, pentru că merg în progresie aritmetică lucrurile în același fel și după aceleași mecanisme, să zic așa, pentru că în anii ăștia de democrație, mecanismele democrației și alte lucruri nu s-au însușit și nu s-au întărit atât de bine cum s-au întărit, constatăm de fapt, aceste lucruri, că în momentul în care ies la iveală ne dăm seama cât de mult s-au întărit aceste sisteme, care sunt transpartinice, la care ei nu mai sunt, nu mai au nici, cum să spun, opinii politice diferite, nu mai au absolut nimic la chestii de genul ăsta, că văd că sunt în diverse formațiuni politice același tip de mecanisme pe care le-au consolidat foarte puternic. Sunt și politicieni atacați, care nu răspund și aici, fiindcă ați vorbit de Giurgiu și chiar dacă discuția noastră a fost generalistă, îmi vine în minte războiul creat, nu-i așa, aici la noi în orășelul ăsta gri și trist, primarul Nicolae Barbu versus deputatul Florian Nicolae. Acum, nu știu, nu l-am auzit pe deputat să aibă vreo reacție, să se declare în vreun război, câtă vreme în partea cealaltă, ați văzut și dumneavoastră că sunt pe toate canalele de presă, reacțiile și afirmațiile. De ce aceste reacții, de ce lipsa de reacție și de răspuns a deputatului? Sau cum o fi din, mai bine? Da, din punct de vedere al prestației în spațiu public, și aici vreau să fac precizarea că, iarăși, citind, răsfoind literatura de specialitate, nu se respectă nicio regulă, pentru că există reguli începând de la ținută, de la postură, de la modul în care te adresezi, de la modul în care vorbești, de la ton. Deci astea sunt obligatorie. Discursul în spațiu public nu e cum vrem noi. Deci nu există absolut nicio, iară, repet, regula e că nu e nicio regulă. Fiecare vorbește cum vrea el și la ce manieră și în ce limite. Din punctul acesta de vedere, deputatul are o, că tot sunt nevoită să vă răspund la întrebare și să personalizez discuția, are o atitudine foarte corectă. Și are un autocontrol de apreciat.
pentru că așa uman și, cum să spun eu, visceral, normal că prima reacție e să zici și tu ceva. Să reacționezi, să spui. Însă, ca persoană care girează o funcție publică, politică, de anvergura în stat, este un înalt demnitar până la urmă, se comportă foarte bine. Și ar fi un exemplu de urmat. Pentru că genul ăsta de discuții, indiferent care ar fi natura conflictului, nu se rezolvă așa. Aruncate din reverb în stradă, de la o televiziune la cealaltă televiziune. Indiferent ce ar avea și indiferent ce ar avea de împărțit ca și persoane, în funcțiile pe care le girează, sunt obligați să se poarte la altă manieră. Motivul pentru care ceilalți atacă poate să fie și o provocare pentru faptul că nu-i se răspunde, poate să fie și o manieră, că sunt foarte mulți care, considerând că, care atacându-i pe ceilalți, automat nu mai spun, nu mai au timp, nu mai există, cum să spun, prioritate pentru ceea ce au ei de spus. Și sau fac un lucru total nepotrivit, în sensul că amestecă lucrurile. În general, lucrurile în viață, e un principiu general al psihologiei, lucrurile nu prea se amestec. Și în aceste situații, repet, indiferent ce ar avea ca persoană, indiferent de disputa personală pe care poate au avut-o sau e numai mintea vreunuia, nu mă pot pronunța aici, având în vedere funcțiile pe care le girează și obligațiile pe care le au de manifestare în spațiu public, nu ar trebui să existe astfel de lucruri. În spațiu public, nivelul discuției dintre dumnealor ca și demnitari ar trebui să se limiteze, să se rezume la sau să constea în dezbateri, în dialoguri, în identificarea de soluții, fiecare de pe poziția lui și din funcția pe care o ocupă. Transformă funcția cu problemele personale sau cu... Și repet, și i-ar fi bine pentru marea majoritate să înțeleagă acest lucru, că o să înceapă campania. Nu amestecăm lucrurile și indiferent ce avem în viața personală, pentru că fiecare înainte de a fi ce suntem, suntem oameni, avem o viață personală, familială, socială, nu venim în spațiu public să aducem toate lucrurile astea, pentru că, din punctul meu de vedere, cred că se descalifică. Cum ar trebui să perceapă Giurgiu Veni aceste tensiuni? Cred că le percep foarte bine. Le percep, repet, și am mai spus pe la începutul emisiunii, le percep la modul că o parte din politicieni, în loc să se preocupe de ceea ce ne interesează pe noi, pentru că girează o funcție, și omul spune clar, ești acolo pe bani publici, plătit în banii mei și inclusiv scaunul pe care stai, pentru că lucrurile cam așa stau. Și ar trebui să, cum să spun, să ni se întărească și nouă această convingere. Ești angajatul meu? Da. Orașul, sau mă rog, județul, sau ce... depinde de funcție, are o sumedenie de probleme mult mai importante, sunt convinsă că orice comunitate din țara asta are probleme mult mai importante, decât să ocupi timpul în spațiu public cu problemele personale cu o anumită persoană și să personalizezi discuția sau eventual să o monopolizezi în episoade repetate despre o anumită persoană. Oamenii percep și o percep ca o lipsă de respect față de ei și față de problemele lor. Și obligați fiind să analizeze lucrurile astea, încep să-și dea seama cam cum ar trebui sau ce ar trebui să vrea sau ce ar trebui să ceară de la o persoană atunci când vine și le cere votul, că practic așa se întâmplă. Departe de ceea ce povestește el, departe de broșurile alea pe care în marea majoritate nimeni nu le citește, departe de toate acele, sunt unele meșuri din alea ca la Kim Ir Sen, când au apărut în Giurgiu, m-am și speriat, am zis nu e posibil așa ceva, noroc că n-avem vreun zgârie nori, că puneam și acolo și așa.
lucrurile astea se sedimentează și se adună la ceea ce vă spuneam un pic mai devreme, la schimbarea mentalității electoratului și în speța atitudinii. Și atitudinea directă este felul în care votează sau cum analizează înainte de a vota. Cineva spune așa, mai avem până la a învăța jocul politic electoral al americanilor. Politica noastră nu e ca a lor, nici politicienii. Nu, categoric nu. Însă vă dați seama că în general în viață se învață de la modele, de la cei care știu și de la cei care fac mai mult ca tine. Cu toții ne-am uitat și ne-am inspirat de la cei care au acumulat mai mult decât noi. Trebuie să fii puțin debil ca politician să-ți expui viața pe Facebook. Sunt multinaționale care urmăresc și judecă modul în care se comportă angajații pe Facebook. Cine oare urmărește un prim-ministru sau președinte, în afară de fani? Cine? Nu doar fanii, pentru că... Nu, electoratul. Electoratul, da. Pentru că ei sunt care decid și mă refer în special la funcțiile care se ocupă prin vot direct. Că sunt și o parte foarte mare de funcții, cum ar fi cele de miniștri, de secretar de stat, de nu știu ce, care sunt numite așa. Și director de deconcentrate, mă rog, prefect, suprefect și așa. Însă, având în vedere că singura armă a electoratului este votul, mă refer la funcțiile care primesc votul lor, deja au început să schimbe și primul semnal a fost alegerile din 2014. Au început să analizeze foarte bine nu ceea ce se vede, ci ceea ce este în spatele a ceea ce se vede și să sancționeze. Deci omul nu mai are răbdare să lase 2-3 mandate și pe de altă parte a survenit și o trezire, să zic așa, într-un fel a electoratului, a acelei părți a electoratului din care și noi foarte mulți facem parte, care am fost în an de zile într-un soi de inacțiune, așa, știți? Și inacțiunea până la urmă este incriminată inclusiv de codul penal. În sensul că n-am manifestat mare interes pentru zona asta și nici pentru rezultatele sau pentru consecințele atitudinii noastre, ceea ce a dus la constatarea spusă iarăși de un profesor de specialitate, că ei, marea majoritate a politicienilor, sunt acolo datorită slăbiciunilor noastre și nu datorită calităților lor. Și dacă stăm să analizăm... Foarte tare! Deci asta a fost în materialul ăla care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Ce să spui atunci când n-ai nimic de spus? O analiză din asta profundă a discursurilor jenante de cele mai multe ori, că de fapt au ajuns acolo, asta însemnând ca și noi, marea majoritate și electoratul în general, să-și asume și să internalizeze, cum să spun, partea de vină. Sunt acolo, marea majoritate, datorită slăbiciunilor noastre și nu datorită calităților lor. A rămas valabilă zicala dăi românului pâine și circ? Nu mai este atât de nu mai este atât de suficient, să zic așa. Deci românul nu mai are nevoie datorită faptului că revin și spun s-au schimbat generațiile care au venit după noi văd altceva, văd altfel viața, nu se mai limitează și nu se mai mulțumesc numai cu pâine, își doresc altceva de la viața lor. Și deja pentru marea majoritate acest circ devine absolut predictibil și nu-i mai interesează. Da. Până la urmă, miza la Giurgiu sunt alegerile din 2016, alegerile locale. Cum ar trebui să privească oamenii aceste alegeri? Ar trebui, în primul rând, să privească extrem de responsabil în ceea ce privește manifestarea votului. Deci, nu știu dacă este necesar, dar este foarte util faptul că în anumite țări este obligatorie participarea la vot. Este un drept, dar este și o obligație. Da. Pe de altă parte, s-a depășit destul de mult și etapa acelui vot emoțional. Ani de zile s-a votat că nu-l mai vreau pe ăla, nu că cine vine după, sub nicio formă. Cum s-a votat și la Giurgiu. Un soi de vot emoțional care copleșitor, să zic așa.
Sper că la următoarele alegeri, datorită raziei DNA-ului și altor instituții abilitate, aspectele alea gen transport cu mașina, cu microbuzul, cu autobuzul, cât o fi el de mare, sper să nu neapărat să dispară, dar să se atenueze foarte mult, pentru că știți noastră, pedapsa are și funcția aia de exemplaritate, da. Și cred că unii dintre ei s-au speriat. Și doi, și foarte important, cred că trebuie să vină cu soluții, cu lucruri concrete, cu oamenii credibili, cu echipă. Cu echipă foarte puternică, cu oamenii, chiar dacă sunt noi, pentru că mult mai bine și mult mai ușor o iei cu un om de la zero decât de la minus. Și dacă iau, că mă rog, acum sunt destui oameni și au opțiune și n-ai cum să-i refuzi, indicat este să nu fie în front office, să-și țină în spate și să... Pentru că nimeni nu mai crede în chestia asta, în schimbarea asta de la, mă rog, sau în reabilitarea cuiva. Astea sunt niște chestii pe care românul nu le mai crede. Pentru că nativ acest popor are o inteligență de nivel superior. Și la un moment dat această inteligență primează. Și o să înceapă să-și analizeze foarte, foarte atent fiecare mișcare, fiecare atitudine și ceea ce implic. Și încep să sancționeze. Și oamenii nu mai au răbdare, nu vor mai avea răbdare și curiozitate să lase niște mandate sau să-i lase pe alții să voteze, scuze și să hotărască pentru ei. Cred că lucrurile la alegerile următoare, locale și generale, vor sta într-un mod diferit față de tot ceea ce, de toate scrutinurile anterioare. Cel puțin din aceste cauze și din perspectiva mea, felului în care văd lucrurile. Foarte interesant ce am aflat astă seară, nu doar eu, dar și cei care ne privesc. Vă aștept în campania electorală să discutăm aplicat. Pentru că nu va fi un an 2016 ușor, un început de an. Nu, și dacă personal chiar nu mă interesează cum, dacă țin cont cei care își doresc o carieră politică, de toate aceste lucruri pe care, repet, este suficient să deschizi literatura de specialitate sau să-ți iei niște consilieri, că sunt atâția tineri absolvenți, SNSP-ul este o școală de comunicare și de atât de potrivită din acest punct de vedere și sunt extrem de mulți tineri care ar putea să, până la urmă, este o meserie, este o ocupație, care ar putea să îi consilieze. Condiția e să mai și asculte de ei. Acest aspect mă interesează mai puțin. Mă interesează însă ca oamenii să fie conștienți și dacă s-ar putea și mulțumiți de ceea ce votează și chiar să-și exercite acest drept și să-i ajute să ducă o viață decentă, având în vedere, repet, că este atât de profund implicat în aspectul politic în viața socială, familială, personală a fiecăruia dintre noi. Ar trebui să vină politicianul din când în când să treacă pe la psiholog? Nu vă să răspund decât atât, având în vedere că legea există în vigoare, legea sănătății și securității muncă, prin care o sumedenie de profesii în România presupune atât o evaluare inițială cât și periodică. Nu văd de ce oameni care, și nu neapărat pentru tendința către patologic departe, dar pentru consolidarea unor astfel de deprinderi, de aptitudini, de abilități. Și ca să nu mai spun că există ceea ce se numește leadership, ori politicianul de linia întâi este un lider până la urmă, și leadership-ul este iarăși o știință pe care dacă nu ți-o însușești singur, să vină măcar trebuie pentru să recalibrare, vină, sigur, așa, că, da, trebuie să fie cineva, da, care să-ți ofere un feedback și ca un soi de oglindă, așa, în care să te mai uiți din când în când. Da, să sperăm că ne-au privit cât mai mulți politicieni astă seară, știu eu câțiva care nu ratează nicio emisiune. Mulțumesc
Doamna psiholog, pentru prezența în platou, foarte interesante lucruri am aflat, dar sunt sigură că nu ați spus tot, nici nu am avut timp. Și așa cum am spus, continuăm discuția concret aplicat în campanie electorală. Dacă nu se întâmplă și alte lucruri care să ne aducă în platou până atunci. Mulțumesc încă o dată. Domnilor și domnilor, atât pentru această seară, mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Noi ne revedem joi la o nouă ediție. E timpul să vorbim. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu.